Bun, hai să vă mai spun ceva plecând de la o teoria dumneavoastră. Cred, ne cred proști? Uh, că ne pro nu, cred. Nu pe noi doi ne cred proști, pe noi, noi suntem proști, nu trebuie să ne mai crede cineva. Domnul Cristoi, turnurile gemene, da? Comparația poate părea un pic forțată. 11 septembrie. Niște teroriști au aruncat în așa no, mulți de oameni, da? Un grup privat, da. Stați o secundă, da. Niște o să mă bine la cu un. Grup Aici, păstând proporțiile, un grup terorist, până da, la urmă, a aruncat două gazoducte sau cum Care zic, erau proprietate de gaz, a două state. proprietatea două state Păi și ați văzut vreo mobilizare legată de identificarea ancheta <laughs> <laughs> da. celor care au făcut asta exact. și urmărirea lor și prinderea lor și omorârea lor sau prinderea lor și judecarea lor până la loc comanda? Nu există nimic. A doua întrebare, te completez. Da. Le-ai auzit pe o zicând ceva acum? Absolut nimic. Îi el trebuia să ia, Potrivi legendei, da? Da. Nici măcar legenda. fi legendei trebuie să spun. Am cerul organelor mm. de să da, afle de Da, da închet, Dacă exact. va fi unul la privat, îl, vo... să să se îl vom duc... urmări pe da. toată planeta. nu e da, așa? Da. Încă o dată, da? Ia, Ia ziceți. O, domne. Sunt partizanii lui Putin, da. Deci uitați-vă aici. Deci, doamne, de, aruncă ăștia atât de mult praf și atât de... Ei, italiene Pun la îndoială, domnule, s-ar putea dezvăluirile lui Samuel Herr și atunci încearcă să o dea pe acolo. Alt articol a alt articol apărut pe Reuters, la da, o mare agenție. Danemarca investigează iactul cu pânze legat de exploziile noastre. Domnul Cristoi. Nu se poate. Acum a apărut și ăsta pe Reuters. Poliția daneză a căutat un iact pe o insulă minusculă a Mării Baltice lângă, lor, lo, lângă locurile de explozie a conducte Nord Stream, a declarat joi administratorul local. Bruce, scrie Reuters, un administrator local. Știți câți locuitori are insula aia? Păi și când că a căutat? Păi acum. Autoritățile germane au confirmat că au căutat în ianuarie o navă care fi putut fi folosită pentru a transporta explozii folosit la aruncarea în aer a conductelor. Poliția caută o anumită navă, păi nu găsiseră navă? <coughs> nu era aia cu pânze. <coughs> da, Nu numai că ne cred proști. De adică Suntem ca peștia de agoare, mai zis și aseară. Adică uităm ce am citit cu 5 minute înainte. Poliția caută o anumită navă care a costat aici în septembrie. A declarat. Soren Andersen, cea mai mare autoritate de pe insula Cristianso pentru Reuters. Stați o secundă, știți că are 110 lo are 91 de nu există, nu, nu. Anterior, în decembrie, poliția daneză le-a cerut administra administratorilor de la Cristianso să-i ajute să stabilească dacă vreo unul dintre cei 91 de locuitori a insulei a văzut ceva. Nu există. o mulțime de, de zvonuri în circulație. Deci ăștia recunosc, Reuters, că e vorba de zvonuri? Bine a făcut. Mai multe instituții de presă din Germania, precum și The New York Times, sugerează că în spatele exploziei s-a aflat un grup pro-ucrainian care se opune legăturii prin conducte între Germania și Rusia. Între timp, Times susține că nu există nicio dovadă că, că guvernul Putin a fost implicat în sabotaj. Putin, nu? Da, da, că Putin, mă rog, că Ministrul Apărării a Apăra, apărării al Ucrainei, Reznikov neagă faptul că țara a fost implicată. Nu. Între timp, omologul său danez a spus că nu vrea să intervină în caz potrivit în comunicat și danezii de... Dă... Nu nu, așa ceva mai tare. Nu n-am auzit ceva mai tare în viața mea. Deci, m -a, m -a că de... Câte, când a fost explozia? În septembrie, v-am mai spus în de 100 de... da. În 2022, 2022, 2022, da. 2022 are loc un mare eveniment, o mare crimă. O da o conductă care este în care au vrut vr vr bani și nemții, asta e foarte important. Și importantă. nemții, cred că a, și, a, și, și ruși, și cred că și importantă. olandezii, cred că sunt. Da, nu, sare în aer, da? Și ei nu fac nimic. Septembrie, octombrie, nu apare nimic în presă. Noiembrie, <laughs> decembrie, decembrie, februarie, martie și deodată descoperim nu, a apărut zvonul că ar fi rușii ar fi făcut asta. Cum a fost -a cu racheta care era? S-a terminat, repede, în două da, zile. Da. da. No da, octombrie, noiembrie, Niciu, decembrie, nu. Să, ianuarie. Așa. Deci, unul, niciun ziar nu s-a interesat, da? Niciun oficial, acum toți sunt îngurali, dar ăia da, de da. pe insulă de ce n-au vorbit? Adică nimeni nu vorbea și deodată, și deodată da. descoperim că toți știau, da? da? Cu excepția celui care a fost, nu așa? Da. Știau cum e, dar e actul ăla, n-am înțeles. Nu l-au găsit păi, nemții? Dar nu nu l-au nu găsit nemții. Acum l-au găsit danezii. Păi nu l-au găsit. Dar, păi nu e altceva. E o altă barbă. Altă. Uite, vi le dau pe toate. Uite, nu, și nu, nu, nu. Nu vă rog, eu, e prea tare. V-am dat tot ce ține. Times, tot ce a apărut. Vedeți că ăștia acum, pe Reuters, fac inventarul. Că Times -o a zis că sunt ucrainieni, că au zis că sunt pro ruși, nu, nu. Coriere deci nu de la a zis serea. că au negături cu Zelenski. Da, asta e clar. Pentru că altfel nu le mai... Nu, la un moment dat au crezut că au legătură și nu au mai vrut să le dea. Hai să vă citesc o știre frumoasă, că nu mai avem timp, mai avem un sfert de oră. Deci... Hai, dacă ne amuzăm. Trăim ne amuzăm. Lume. Deci, lume alo, interesant. domnul director. Da. Claus Iohannis și soția sa fac senzație în Asia, da? Au. Oh. știri pe surse, până rog. Un soi de plantă a fost numit în cinstea lor. Președintele Claus Iohannis și soția sa, Carmen, vor primi pe parcursul vizitei în Singapore un nou hibrid de orhidee numit în cinstea lor. Anunță Ministerul de Externe din Singapore. În numele unei orhidei? Președintele României, excelența sa, Klaus Werner Iohannis, va efectua o vizită de stat în Singapore în perioada 9-12 martie 2023 la invitația președintelui Halimah Iacob. Da. Vizita de stat coincide cu împlinirea 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bla, 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 așa, potrivit sursei citate, președintele Claus Ioanis va avea o întrevedere cu preșa... înțeles, președintele președintele așa vor primi pe parcursul vizitei un nou hibrid de orhidee numit în cinstea lor ei vor fi de asemenea invitați la un bachet de stat de Halimah și Mohamed Abdullah Al-Hashmi albașii, se arată în finalul comunicatului. Oh, aleu! Are rochie pentru banchet? Nu, nu, vă rog, nu mă băgați nu, nu, în eu chestia nu, asta. Nu, nu, nu mai pot. Nu, 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 nu mai ce, pot. Nu, nu, da. Am da. insomni. Știu. Mă ah, vă stucă. gândiți la rochia cu ce? La A, ei, când... ei, mă. A, știu, A, păi, ei, da. Vai de mine. Păi, nu, cred că au luat că e o valiză, nu-i așa? Da.